Salutare, frățiorii mei! Vă pupă bărbosul vostru. Bă, fac videoclipul ăsta repede, repede pentru unii din voi. Vreau să vorbesc ceva cu unii din voi, simplu, și vreau să ne unim toți. Eu am ideea, dacă voi vreți să facem altfel, nu-i nicio problemă, oricum. Bă, mesajul ăsta, în primul rând, e pentru Eugen, Cinamar, Liviu, Andrei, Bamse, Enas, cine a avut de-a face cu SpongeBob, băi, fraților? Că tot văd că se vorbește, domne, că hai să facem pace, pace, și eu nu înțeleg cine trebuie cu cine să facă pace, că eu am impresia că toată lumea se înțelege destul de bine, toată lumea se respectă în limita posibilului, că nu poți să te înțelegi cu toți la fel sau să respecti pe toți la fel și să fii de acord cu toată lumea la fel. Deci vă rog eu frumos, dați și voi o distribuire, dați și voi un tag, dați ce vreți voi, dați un nu știu, cine aveți private, pula mea, la toată lumea asta, vă rog eu frumos. Vreau să vină diseară pe live la mine, fac stream, vreau să vină oamenii care au făcut private cu SpongeBob, care au avut probleme, care au fost denigrați și așa mai departe. Hai să vedem cine cu cine are probleme, cine cu cine a greșit, că sunt cam sătul să văd oameni denigrați, arătați cu degetul. Băi, accept și oamenii care au o părere bună despre el. Să vină, domne, să-mi zică mie, bă, tale bani, tu ești în pula mea, ești tu ăla nebunul și săracul om n-are el nicio vină că s-a certat cu toată lumea. Cu toată lumea! Deci vă rog, fratele vostru, vreau să văd că eu, bă, am auzit, domne, hata Eugen, l-ați văzut vreodată pe Eugen pe live-ul cuiva, că nu știu ce, că Eugen e ăla care se interesează doar de live-ul lui și nu vrea să colaboreze. Vreau să văd, bă, eu pe mâna în foc că Eugen, dacă îi cer la om să colaboreze și omul te apreciază, eu zic că omul ar colabora cu cea mai mare plăcere. Pe Matei îl vreau, că Matei ăsta am văzut că și el să moară Janesu. Eu i-am zis tot timpul că el e deștept, că știe să facă marketing, să se dea pe lângă tot, să crească el foarte bine. Dar vreau să aud păreri sincere, trebuie să acceptăm toate părerile. Vreau să aud părerea lui Bamse, vreau să aud, bă, Bamse, de ce te-ai certat, mă, cu el, până la urmă cu el? Vreau să știu dacă v-ați certat pentru bani, vreau să știu dacă ești tu ăla bulangiu, cum zice el, sau e el ăla bulangiu, cum zici tu, Andrei, idem. Eu vreau să-mi spun și o părerea mea, vreau să vedem cine. Și dacă ajungem la un numitor comun, hai să exterminăm puțin așa buretele ăsta de mare, că prea și-a luat aripi, prea și-a luat grade care i le-ați dat voi, oricum, băi, fraților. Cine mare, tu i-ai dat grade, mâncați și pula ta și după aia ți-a făcut ce ți-a făcut și tot ți-a luat și tot ți-a dat și tot ai făcut. Bamse, Bamse, tu i-ai dat grade, frate, și acum își bagă pulile în tale, în tine. Și știi tu la cine mă refer? Că eu nu vreau să vorbesc de oameni care stau pe lângă voi, eu vorbesc decât de voi care faceți YouTube și, sau consumați YouTube. Veniți diseară dacă vă face plăcere. Hai să vorbim, hai să povestim puțin în ultimul an de YouTube, ăștia noi care ne cunoaștem între noi. Și să vedem și noi, bă, suntem noi nebuni ăștia care i-am greșit la săracul băiat, care el nu știu ce, nu știu cum. Bă, dacă nu vă e frică, cum zice el, că el zice că la toți vă e frică de el, că vă scoate dosare și alea, fratele vostru vă așteaptă diseară, o să fac stream, fiecare, vreau să-și spună fiecare părerea, pro, contra, dacă e cu el, nu-i nicio problemă, ăștia care sunteți cu el, vă, eu n-am avut nimic cu oamenii care îl apreciază pe el, care și așa mai departe, de-aia nici nu m-am certat niciodată nici cu Bamse, nici cu Benzar, nici cu nimeni, că eu n-am nimic cu oamenii care îl apreciază pe el. Oamenii ăștia care mi-a scris ieri în comentarii că, domne, hat, ați fost umiliți și pula mea ce v-a făcut ăla, chiar dacă l-a susținut economic. Ieșiți afară, frate, vorbiți. Hai să vedem cine e, cum s-ar zice, cancerul pe aici așa printre ăștia care tot bagă în brâligături și certuri și prostii de genul ăsta. Scoateți afară caracterul. Dați distribuire la persoanele ăștia și vă aștept, ok? Vă pupă, fratele vostru.